și responsabilizare civică, care organizează acest eveniment parteneriat cu Universitatea București și cu Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române. Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru faptul că sunteți aici alături de noi, în condițiile în care suntem deja în luna iulie. Concediile au început, lumea este la mare și, în plus, afară plouă. După cum bine știți, tema dezbaterii, religia având manualele școlare cu subtitlul Teologia, istoria religiilor și etica în dialog. De ce o astfel de temă și o dezbatere pe o astfel de temă? Un dialog și o dezbatere. Am dorit să avem din ambele în această seară. Pentru că asociația noastră pe care am fondat-o împreună cu câțiva prieteni în urmă cu 3 ani de zile, face proiecte în general sau dezvoltă proiecte în domeniul educațional, având în vedere că majoritatea dintre membrii fondatori suntem profesori, deci lucrăm cu copii, cu elevi și cu studenții. Iar după cum putem să observăm, această temă este o temă ce ține de educația religioasă. Este o temă care este mult mai mult discutată în societatea românească decât discutată. Și acesta este motivul pentru care, în această seară, noi am încercat să invităm pe cei mai competenți oameni din domeniul pe care îi avem la acest moment pentru a discuta despre această temă, specialiști în filozofie, în teologie și în istoria religiilor. Cam atât am eu de spus pentru început. O să dau cuvântul moderatorului și gazdei noastre din această seară, Gabriel Brațu Pecuble.